am luat o pungă de chipsuri de la magazin. Și deschide asta punga, începe să mănânce din ea și noi ne uitam ca proști la el. Zici că eram ultimii milogi, eram ca câinii ăia maidănesc care stau lângă tine când mănânci, așteptând entuziasmat să scadă ceva din gură. Dar ăsta n-avea nicio treabă, mânca chipsuri liniștit. Hai salut, eu sunt Gigi. Băi frate, cum v-am mai spus, nouă ne plăceau filmele de acțiune când eram mici. Filmele cu karate, cu Van Damme, cu Arnold, Dolph Lundgren, Jackie Chan, Stallone, toți mari actori ai vremurilor. Dar pe lângă asta, mie mai îmi plăceau și filmele horror și filmele SF, astea erau preferatele mele. Îmi dădeai 3 casete video cu filme SF și 5-6 ore cât țineau astea, nu mă mișcam din fața televizorului. Eram fascinat de ele. Și prin anii 90 au început și efectele speciale să devină mai reale. Au început să apară filme care de care mai futuristice. De la Predator, Alien, Terminator 1 și 2, care pe timpul ăla a ridicat standardele industriei foarte sus, până la Back to the Future și Jurassic Park. Jurassic Park era un film revoluționar. Toată lumea vorbea de el. Puteai să vezi dinozauri, frate. Cum se mișcă, mănâncă frunze și iarbă, alții oameni. Era filmul perfect pentru mine. O combinație între horror și SF. Dar hai să o luăm cu începutul. Ne întoarcem în copilăria mea, la câteva luni de la povestea precedentă. Era vară deja și noi eram în vacanța mare. Ne jucam toată ziua jocuri pe televizor, fotbal, mai făceam și câte o baie în gârlă, asta mai rar că încă nu știam să notăm atunci. În fine, într-o dimineață, pe la 10 și un pic, ieșim la poartă să-l așteptăm pe morlocul. Trebuia să vină pe la noi. Se apropie spre noi, luase de la magazinul din colț o pungă cu chipsuri. Hai dracu odată, stăm de 10 minute după tine. Ce vrei mă, nu veneam eu? Unde ai fost? Am luat o pungă de chipsuri de la magazin. Și deschide asta punga, începe să mănânce din ea și noi ne uitam ca proștii la el. Zici că eram ultimii milogi, eram ca câinii ăia maidănesc care stau lângă tine când mănânci, așteptând entuziasmat să scadă ceva din gură. Dar ăsta n-avea nicio treabă, mânca chipsuri liniștit. Eu eram gata să-i fac semnul Senciuc să-i dăm omorul. De când îl cunoșteam, împărțisem totul cu el și o bomboană dacă aveam. Dar chiar când să sărim pe el, apare Milică. Ce faceți băieți? Pe aici ne duceam să facem un joc. Tu ce faci, morloce? Bine, Milică, mănânc niște chipsuri. Păi și mănânc singur? Ia dacă vrei, ia unul de aici. Nu, eu mă, dă-le la băieții ăștia. Ia mă, vreți? De ce n-ați zis? Nu vreau, mă. Mănâncă tu, prostule. Dă-le, mă, și lor. Ia mă, luați. Și scoate 2 chipsuri din pungă, frate. Cred că s-a uitat și la ele, să fie unele mai mici. Le-am luat noi, le-am mâncat mai mult de gura lui Milică. Nu le mai dai? Nu le-am dat, eu ce mai mănânc? Acum vroia și Milică să-l bată. Ei nu-ți dă ție mereu? Ia uite ce chitros e. Nu, Milică, mă duc și iau una pentru ei. Ce faci, Gigi? Ai zis că lucrezi la poveste. Am luat și eu o pauză. Am dat de un joc super tare. Se numește Dice Dreams și sunt sigur că o să vă placă și vouă. Uite, aici e regatul meu. Da, știu, nu e cine știe ce. Dar sunt abia la început. Strâng eu bănuți de aur și-l upgradez. Îl fac cel mai tare regat. Bănuții de aur îi poți obține aruncând cu zarul. Aici ai nevoie și de cel de sus, de puțin noroc. Sau atacând alte regate și să le furi bănuții. Mie asta îmi place cel mai mult, să-i prăduiesc pe alții, mai ales când joc cu prietenii. Ce faci, mă, iar mă ataci? Mai îmi trebuiau puțin bănuți. Îți spun lui Maria că te joci în loc să lucrezi. Stai, mă, stai, Sânciuc. Mai are de învățat, frate. Dacă vrei să-l încerci și tu, o poți face folosind linkul meu din descriere. Jocul e gratuit și e perfect dacă vrei să te distrezi puțin. Plus că sunt update-uri săptămânale, nu te vei plictisi. Apasă acum pe linkul meu din descriere sau folosește direct codul QR. Hai înapoi la poveste, ne mai jucăm mai târziu. Și să nu dea necuratul să-mi atași regatul, că ne supărăm rău. Păi de ce n-ai luat de la început așa? Ei nu împar mereu cu tine? Dă-l dracu de prost, hai să-l batem, Gigi. Nu mă, dă-l dracu, să nu mai treci pe aici. Pleacă mă, n-auzi? Pleacă ăsta supărat, de parcă tot nu era mai răi. Așa zgârcit e ăsta? Nu era așa, împărțeam mereu ce aveam. Da, că mai mereu aveam noi. Acum îi dă bani, Ionică, că umblă cu sorsa. Și ăla cât câștigă la garaj? Nu, băiete, îi dau tasul cu măsa, că s-a umplut de bani cu gunoiul. Dă-l dracu cu chipsurile lui. Hai că mă duc eu să vă iau 2 pungi. Lasă, Milică. Stați aici că mă duc repede cu bicicleta. S-a întors Milică cu 2 pungi, ne-am văzut și noi de treabă și au trecut vreo 2 zile fără să vină morlocul la noi. Nouă ne trecuse supărarea după prima zi, plus că ne și plictiseam singuri, dar nu vroiam să mergem noi la el. A treia zi, eram hotărât să mergem să-l chemăm la noi.
Dacă ne ieșim la poartă, dăm de ăsta, cu 3 pungi de chipsuri în mână. Ce faceți, mă? V-am luat și vouă câte una. Bine, Morloci, hai la un joc. Ți-a dat Ionică bani? Nu, mă, tata. Mergem noi în casă, facem câteva jocuri, când ce zici ăsta? Era să uit, mergeți la film duminică? Nu știu dacă ne lasă. Mergeți cu noi, cu sormea și Ionică. Ce film e, Morloce? Jurassic Park, e cu dinozauri. Se mișcă, aleargă, zici că sunt adevărați. Du-te, mă, de aici, de unde știi? Mi-a zis sormea, așa e Gigi. Ne convinge ăsta până la urmă, îi spune lui mama și ne lasă să mergem cu ei. Pe seară vorbește cu tata, să ne dea bani de bilet și ne spune că ne dă bani în câteva zile. A doua zi, când vine Morlocu, ne zice că se duce sorsa următoarea zi să cumpere bilete. Bă, nu uneasă tata că ne dă banii vineri. Lasă că vă ia ea și îi dați banii pe urmă. Bine, mă, cum îi dă tata, ți-i dăm. A doua zi era miercuri. Vine Morlocu, dar nu zicea nimic de bilete. Nici noi nu l-am întrebat. Joi, tot la fel, ăsta nimic. Deja mi se părea suspectă treaba, începea să se împută. Morloce, ce-a făcut sorta cu alea, cu biletele? Nu știu, Gigi, cred că a luat. Mâine dimineață îți dăm banii pe ele. Da, mă, nu-i problemă, dar numai să fi găsit. De ce să nu găsească? Cumpără mult senciuc, nu știu dacă a apucat. Era clar, mi se pregătea ceva. Următoarea zi, vineri, ne dă tata banii și când vine ăsta îi întind să-i dau. Ia, mă, pentru bilete. A, n-a găsit, Gigi, nu mai erau bilete. La niciun cinema? N-a găsit nicăieri? N-a găsit senciuc. Lasă că mergem săptămâna viitoare. Să se ducă și ea de luni. Ia și banii. Nu, mă, n-a găsit pentru voi. Mai erau doar 3. Cum dracu, mă, a prins ultimele 3 bilete? Zic că nu vreți să ne luați. Nu, senciuc, a luat 3 o colegă de-a ei miercuri. Iar când s-a dus să ia pentru voi, nu mai erau. De ce nu ne-a luat și nouă miercuri? Nu ți-ai zis că îți dăm banii? N-a avut colega aia bani la ea. Vino să o întreb pe sormea. Ce să mai zici, frate? Asta era. Poate spunea adevărul, poate mințea, poate așa i-a zis și lui, dar era clar că nu mergeam cu ei la film. Dezamăgire mare, frate, de-abia așteptam să vedem dinozauri. Dar ce să faci? N-ai ce să faci. Mai târziu i-am dat banii înapoi lui tata. Nu mai vă duceți? N-a găsit bilete pentru noi. Era frică că nu-i dați banii, ci că n-a găsit sorsa bilete. N-are cum, sunt o grămadă de săli de cinema. N-a găsit acolo ei, ci că aveau bilete luate deja. Dacă n-aveam treabă, veneam eu cu voi. Când vine unul, Petrișor, lucra la garaj de câteva luni. Era chiriaș la bunicii lui Mucea, unde era și domnul Mielu. Mergeți cu mine? Îi duc eu, șefule. Mergeți cu el? Da, mergem. Duminică, pe la unul plecăm. Ăsta, Petrișor, nu prea se înțelegea bine cu Ionică și Sică. Erau toți colegi acolo la garaj, dar nu se înghițeau unii pe alții. Câteodată, după program, îl mai chema tata la masă la noi. Și exact când mâncam, era la televizor, pe ProTV, Riși și Câștigi. O emisiune gen vrei să fii miliardar, cu întrebări de cultură generală. Și ăsta le știa pe toate, frate. De ce nu te înscrii la emisiune? Nu știu, mă, cheamă pe mine. Încearcă, poate te ia. Că știi sigur, le știi pe toate. S-a înscris ăsta până la urmă, dar nu l-au chemat. În fine, vine ziua filmului, plecăm cu ăsta, cu metrou și ajungem în sala de cinema. Jumate era goală, frate, bilete erau destule. Dar ne-am gândit că poate unde s-au dus ei e plin. Și începe filmul, vedem dinozauri, se mișcau, mâncau iarbă pe acolo, mi se părea ceva incredibil. Și cum ne uitam noi atenți acolo, la un moment dat mi s-a părut că au vocea lui Morlocu. Mă uit și la câteva rânduri era Morlocu, Selina și Ionică. Erau în același cinema cu noi, frate, jumate gol. Senciuc, uite-i pe ea, bă. Pe cine, Gigi? Morlocu. Îi vede și Senciuc și Petrișor și ce zice ăsta? Hai la ei, să-i salutăm. Nu, lasă-i, haideți cu mine. Mergem spre ei, deja ne văzuseră de când ne-am ridicat. Noroc, ce faci, Ionică? Cu gagica și ăsta micul la film, voi? Tot la film. Nu ziceați că nu sunt bilete? Nu, că trebuia să mergem în altă parte, dar era prea aglomerat acolo. Am venit azi aici și am luat alte bilete. Da, bine, mă. Tați aici, Gigi? Stăm aici, Petrișor? Da, sunt locuri libere, jumate de sală. Acum era clar că n-a vrut să ne ia și pe noi. Ei prisesem cu mâța în sac și ne așezăm lângă ei. Noi lângă Morlocu, Petrișor lângă Ionică și Selina. Ne uităm noi la film și a început și partea horror. Dinozauri dezlănțuiți, distrugând totul în cale și mâncând oameni ca pe bomboane. Și cum ne uitam noi acolo cu inima în gât, au început 2-3 din sală să râdă. Și odată cu ei și Morlocu. Dar era un râs fals, să pară că nu e frică. Tași, dracu, prostule. Ce te prefaci că râzi? Nu mă prefac, dar e amuzant. Ție ți-e frică de fantome din becuri? Tași că mă deranjezi. Nu mă, dacă vreau să râd, râd. Și începe iar să râdă. Să vezi ce bătaie îți dau, te prind eu acasă. Și așa a ținut tot filmul, frate. Cum mânca un T-Rex de la capul unui om, cum începe asta să râdă.
îl rupea pe unul în două cap un bețișor, ăsta râdea și mai tare. La un moment dat am sărit cu Senciuc să-l batem, dar ne-a certat sorsa și l-a mutat pe Morloc cu Întreia și Ionică. În fine, s-a terminat filmul și când să plecăm, ce zice Ionică? Veniți cu noi, suntem cu mașina. Mergem cu ei? Mergem, ajungem mai repede. Dacă ne ajungem la mașină, salut Petrișoare, ne vedem acasă. Ia-l și pe el. N-am loc, stau eu cu tine în față și copiii în spate. A pus Petrișor o față, de-i venea să-l omoare. I-o făcuse Ionică. N-a avut ce face și a plecat singur. Noi ne-am întors cu mașina. Am ajuns acasă și peste jumătate de oră ne trezim cu Morlocul la noi. Senciuc n-a stat mult pe gânduri și a sărit cu pumnii pe el. Ce ai, mă, ești nebun? De ce n-ai vrut să ne iei la film? Ce dracu râdeai ca prostul acolo? Tai, mă, nu eu, mă, n-a avut sormea bani la ea. Și mi-era frică, mă, ce vrei, de-aia râdeam. N-a avut bani, putea să-i ceară lui Ionică. Nu știu, Gigi, așa mi-a zis, ce să fac? Hai, pleacă la sortă, te dracu de aici. Lasă-l, Gigi, trage-i două, trei șuturi și gata. Nu, mă, nu mai vorbești cu noi, gata, trebuia să ne zici adevărul. Pleacă Morlocul, următoarea zi nimic, nu l-am văzut. Mai trece o zi și deja ne plictiseam singuri, când apare Morlocul la poartă, dar nu îndrăznea să zică ceva. Ce faci, Morluce? Bine, Senciuc, tu? Bine. Se uita și la mine, eu mă făceam că sunt încă supărat. Se mai uită pe acolo și vede o hârtie lipită pe poartă. Gigi, ce e aia, mă? Mă uit la el, hârtie. Și mă bunește râsul. Hai, mă, să ne jucăm ceva. El căuta un motiv să se bage în seamă cu mine. Eu știam asta și de-aia m-a buvnit și râsul. Hârtia aia era o notificare de la curent sau apă ceva. Da, frate, la fel de repede cum ne certam, tot la fel de repede ne împăcam. Cam atât pentru azi, dar povestea continuă în câteva zile. Până atunci, nu uita să folosiți linkul din descriere sau codul QR de pe ecran pentru a downloada Dice Dreams. Merită o încercare, frate. Dacă ți-a plăcut povestea, apasă butonul ăla de like, frate, și de subscribe. Ce putem învăța din această poveste? Pe, nu fi nesimțit și zgârci cu prietenii tăi. Și nu minți, minciuna are picioare scurte, frate. Până data viitoare, ne întâlnim când o vedea. Hai pa!